Bine v-am găsit la Expert News. În această ediție vorbim despre un smartphone creat de compania Pepsi, despre intenția de optimizare a noilor versiuni Android pentru dispozitivele Samsung, dar și despre ce surpriză a pregătit Google pentru fanii filmului Star Wars. Ei bine, compania Pepsi a trecut de la băuturi răcoritoare la smartphone-uri. Pepsi P1 este un smartphone cu ecran Full HD de 5,5 inch, procesor cu 8 nuclee, baterie de 3000 mAh, cameră de 13 megapixeli și chiar senzor de amprente. Specificații impresionante pentru un smartphone de la o companie cu totul din alt domeniu. Desigur, Pepsi nu intenționează să intre pe piața smartphone-urilor, din această cauză Pepsi P1 va avea un preț impresionant de numai $205. Astfel, P1 devine unul din cele mai ieftine smartphone-uri cu astfel de caracteristici. Această mișcare are drept scop popularizarea brandului în Asia și mai ales în China, acolo unde va fi vândut smartphone-ul. Samsung este unul dintre cei mai populari producători de dispozitive pe Android, dar și foarte cunoscut pentru problemele sale de îngreunare a sistemului. Iată de ce Google intenționează să le dea o mână de ajutor coreenilor și să se implice în optimizarea noilor versiuni de Android pentru dispozitivele Samsung. Având în vedere că mulți asociază interfața îngreunată TouchWiz de pe Samsung drept Androidul obișnuit, Google are interes ca utilizatorii să aibă aceeași experiență fluidă pe orice dispozitiv Android, mai ales pe dispozitivele unui producător atât de mare. Cu ocazia lansării la sfârșitul anului a seriei 7 a legendarului film Star Wars, Google a pregătit o surpriză pentru fanii în răița Jedi-lor și Darth Vader. Acum poți alege de partea cui ești, Dark Side sau Light Side, iar interfața în serviciile Google de care te folosești va fi schimbată corespunzător. Spre exemplu, în Gmail vei avea un background tematic, în YouTube barele de navigare se vor transforma în renumitele lasere de la sabele din Star Wars, în Google Maps apar nave spațiale și astfel de chestiuțe mici și interesante vei întâlni peste tot. Chiar dacă nu ești un mare fan Star Wars, îți poți seta aceste customizări interesante accesând linkul de pe ecran. Atât pentru azi, pentru mai multe episoade, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Nu uitați să puneți like la video și să vă dați cu părerea în comentarii. Pe curând!